Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi alături de noi este domnul profesor Vasile Zecheru, coordonator al colecției Arta Regală din portofoliul editurii Herald și astăzi un subiect, aș spune eu, incitant, care va stârni curiozitatea cititorilor Herald și a celor care, bineînțeles, ne urmăresc. Un subiect extrem de interesant pentru că vorbim despre René Guénon și despre ezoterismul creștin, ordinele inițiatice și simbolismul profund al tradiției creștine, o carte publicată în colecția Filosofia Perennis a editurii Herald. Domnule profesor Zecheru, un subiect, spun eu, extrem de important pentru că pe lângă această carte, noutate editorială, ezoterismul creștin al lui René Guénon, a mai apărut de asemenea tot în portofoliul editurii Herald în colecția Filosofia Perennis, în aceeași colecție în care au apărut foarte multe titluri ale lui Guénon, și Regele Lumii, ezoterismul lui Dante, despre care René Guénon vorbește și în această carte ezoterismul creștin. Pentru a orienta receptarea cărții de către cititor, această carte, ezoterismul creștin, de curând apărută, ce ne-ați putea spune privind importanța și utilitatea lucrării? Bună seara! Pentru început, sigur, eu mă bucur de fiecare dată când apare o carte, este o carte deosebită. Să facem precizarea că Guénon a fost un intelectual foarte exigent cu sine, în primul rând. El a scos în timpul vieții 17 cărți. Această carte este a doua, dacă nu mă înșel, dintre cele apărute postum. Ucenicii săi, cei care i-au continuat opera, el se ferea să spună că este un maestru, cu toate acestea, a avut ucenici devotați care i-au continuat cu adevărat opera. Unul din ucenicii săi, Jean Rayor, a găsit de cuvință să adune articolele în această tematică cu ezoterismul creștin și să le publice între două coperți. Cartea a apărut în 1954, la 3 ani, așadar, 2 ani jumate de la moartea lui René Guénon și este o colecție de articole pe care acest gânditor important în ceea ce privește ezoterismul, în ceea ce privește teologia chiar și filozofia, spune, metafizica, acest autor le-a publicat în timpul vieții sale. Aceste articole sunt, în fond, niște studii de circumstanță, cum le numește Jean Rayor în prefața pe care o semnează, însă ele se încadrează în mod unitar, sunt circumscrise acestei tematici pe care titlul o anunță, acest ezoterism creștin. Puțini oameni s-au gândit să scrie cărți în această materie și de aceea este importantă cartea, căci scoate la iveală aceste temeiuri ascunse, uitate, căzute în nelucrare, cum s-a mai spus, resorturile profunde ale creștinismului. René Guénon pornește de la premisa că religia creștină a fost mai întâi o tradiție inițiatică autentică. O tradiție care avea așadar un exoterism, să-i spunem în mod pretențios așa, o metafizică ce se adresa tuturor, dar și un miez inițiatic, un miez profund ascuns, care nu se vedea din afară. Despre acest miez ascuns vorbește René Guénon. El își dă seama că de multă vreme catolicismul a pierdut acest ezoterism și, în fond, a rămas doar un exoterism, o învățătură propagată tuturor. Chiar dacă păstrează simbolistica și ritualurile vechi, acelea care au iz ezoteric, tainic și care produceau prin simpla lor
transpunere în fapt producea o înălțare, o devenire a ființei. În sfârșit, René Guénon riscă chiar o, să-i spunem așa, o cronologie, adică el spune că pe timpul împăratului Constantin deja se pierduseră acest miez ezoteric. Cu toate acestea, ezoterismul a dăinuit și cartea este o dovadă a acestui demers, să-i spunem, subteran al creștinismului, dar profund, fondator. Din acest demers se naște între creștinismul, în fond. Cartea beneficiază de o prefață consemnată de către Jean Rieu, un continuator al operei lui René Guénon, căci și după moartea sa, ucenicii, să le spunem așa generic, au luptat spre publicare cărți genoniene, în sensul că au adunat articole publicate în timpul vieții. El a fost foarte prolific, a avut o fită și ceva de articole publicate în timpul vieții, le-au adunat pe tematici și le-au publicat sub forma unor cărți, deci după 1951. Cam aceasta poate fi spus pentru început despre carte și să consemnăm faptul că lucrarea poate ocupa un binemeritat loc în cadrul colecției în filologia de Rens din profesorul Ericului. Autorul în capitolele sale vorbește despre foarte multe lucruri, printre care limbile sacre, creștinismul și inițierea, de asemenea despre limbajul secret al lui Dante, pentru că tot am pomenit și despre ezoterismul lui Dante, dar și despre organizații inițiatice, ordine, de asemenea secrete. Autorul pare a fi preocupat să prezinte aceste organizații inițiatice creștine din perioada Evului Mediu, iar acest demers, să-i spunem, aduce în atenția noastră fascinanta istorie a ordinelor cavalerești pe care le cunoaștem destul de bine. Din această perspectivă, ordine cavalerești, care sunt așa o aură de mister și de legendă și bineînțeles că stârnesc curiozitatea cititorilor. Din această perspectivă, cum apreciați dumneavoastră contribuția ghenoniană și cu deosebire capitolele din carte referitoare la această problematică? René Guénon a fost preocupat toată viața de identificarea unor aspecte ezoterice din istoria Europei Occidentale, a catolicismului. Aș aminti aici cartea pe care ați menționat-o, Ezoterismul lui Dante, care este fascinantă pentru un cercetător. De asemenea, cartea Simbolismul Crucii și, nu în ultimul rând, faptul că el a fost colaborator la o revistă catolică importantă din perioada interbelică, Regnabit. Știu că editura Herald a strâns articolele lui Guénon publicate la această revistă și le-a dat tiparului sub numele de Scrie pentru Regnabit. Scrie pentru Regnabit, exact. Da. Despre ordinele inițiatice s-au spus multe, sunt sute de cărți, studii. Guénon însă are o contribuție specială, pentru că el vorbește despre resorturile profund inițiatice ale acestor, să le spunem, organizații inițiatice. E o titulatură modernă, dar ele nu erau organizații precum știm noi în prezent, cu statut, cu scrise la tribunal, conforme cu Constituția. Ele își derulau activitatea în baza unor precepte tradiționale. Intrarea într-un astfel de ordin se făcea printr-o inițiere. Aceasta era forma. Nu oricine putea să intre acolo și aceste ordine cavalerești erau ordine de tip kshatriya, știți, din spiritualitatea indiană. Erau brahmanii, cei care țineau sacerdoți, și era kshatriya, cei care asigurau conducerea regală, regii, să-i spunem așa, dar
În Occident li s-a spus cavalerii. Din această masă a cavalerilor se alegea regele. Așa e, nu puteai să fii rege dacă nu treceai prin aceste inițieri cavalerești. Ele erau niște societăți secrete, să le spunem așa, pentru că aveau regulile lor, dar spre deosebire de masonerie, care era o organizație de inițiere meșteșugărească, deci cea de-a treia castă, Kshatriya era cea de-a doua castă în ordinea importanței. Să bei ca un templier, era o vorbă. Asta nu însemna că să fii bețiv ca un templier, ci să bei vinul ca un templier, adică se bea într-un ritual, se gusta vinul, cupa trecea de la unul la altul și era o formă de înfrățire spirituală. Da, multe lucruri s-au profanat, au căpătat un iz de vulgaritate, au intrat în zona oamenilor care nu înțelegeau nimic despre sau să înjuri ca un templier. Era o vorbă. Asta era, făcea trimitere, de fapt, trimitere subtilă la jurământul templierilor. Templierii prestau un jurământ de credință. De ce este important? Spiritul acesta cavaleresc s-a transmis și există și astăzi sub forma ritului scoțian antic și acceptat, care înseamnă tot o inițiere de tip cavaleresc. Cavalerii erau păzitorii Sfântului Pământ sau a Ierusalimului lumesc. De asta așa s-au justificat atunci cruciadele. Mergem să eliberăm Pământul Sfânt, dar Pământul Sfânt are o conotație ezoterică fundamentală. Pământul Sfânt înseamnă centru, înseamnă polul. Asta este ceea ce aveau ei de apărat. Să apărăm miezul ezoteric al credinței, de unde toate se nasc și în care toate revin. De aici își derivau ei misiunea și sarcinile lor. Sigur că între timp lucrurile au mai scăpat de sub control, s-au produs diverse acte de corupție, în sensul că fondul acesta pur spiritual a fost denaturat, a fost afectat în timp. Acestea erau ordine cavalerești medievale și poate vom vorbi mai mult și despre contribuția Sfântului Bernard, pentru că în carte este un ultim studiu, ultimul capitol este alocat acestui personaj care este cumva întemeitorul, cel care a însuflețit fondarea Ordinului Templier. El de altfel le-a și scris un statut care a rămas, s-a păstrat. Și este probabil unul dintre cele mai misterioase și cred că cele mai importante ordine cavalerești, cel al Ordinului Cavalerilor Templieri din Evul Mediu. Și venind ca o completare, într-adevăr, Ierusalimul era un soi de centru al spiritualității în Evul Mediu și de aceea era foarte important și au avut loc foarte multe cruciade. O altă secțiune deosebit de atractivă în cadrul volumului Ezoterismul creștin al lui René Guénon, pe care îl prezentăm astăzi, o constituie cea referitoare la ezoterismul lui Dante, la care René Guénon face referire în această carte și de aceea am vrea să vă rugăm să comentați pentru cititorii noștri aceste capitole, pe care de altfel, cum spuneam, le regăsim și în cartea Regele Lumii, Ezoterismul lui Dante, de René Guénon, publicată tot în colecția Filosofia Perennis. Sunt în această carte, Ezoterismul creștin, patru capitole dedicate, să-i spunem așa, unor fapte de circumstanță. Au apărut niște cărți semnate de autori italieni, trei autori italieni, Luigi Valli, Gaetano Scarlatta și Alfonso Ricolfi.
cărți importante sub aspectul acesta al identificării ezoterismului lui Dante, unde René Guénon era, să spunem, expert. El a scos această carte ezoterismul lui Dante în 35, în 1935. Aceste cărți, acești patru autori, minori de altfel, în timp, la proba timpului, s-au dovedit a fi minori, n-au rămas în mod deosebit, dar René Guénon le acordă o atenție specială și face comentarii la operele lor. Comentariile sunt vag polemice, trebuie să o spunem, adică în multe privințe René Guénon introduce corective pentru a aduce lucrurile pe făgașul cel bun. Dar cea mai interesantă, să-i spunem, mențiune pe care o face Guénon este aceea a tipurilor de mesaj pe care le găsim în opera lui Dante. René Guénon identifică mai întâi un mesaj literal. Înțelesul pur al cuvintelor, fără să intrăm în detalii și fără să ne gândim la altceva. După aceea identifică un mesaj aluziv, analogic, metaforic. Ăsta e cel de-al doilea nivel. Cel de-al treilea nivel ar fi un mesaj etic, adică intrăm în zona, să spunem, socio-umană a problematicii, politică uneori, și introducem judecăți de valoare morală. Identificăm judecăți de valoare morală în opera lui Dante. Și în sfârșit, ultimul și cel mai profund înțeles este acela anagogic, adică un înțeles metafizic. Acesta, de fapt, acest înțeles leagă opera și îi dă o anumită consistență și ne trimite pe noi către zona meditației, a contemplării, a identificării profunde a mesajului lui Dante. Sunt imposibil de rezumat aceste articole, nu putem spune ceva. Trebuie să citite aceste patru capitole pe care le-am identificat și care, într-adevăr, se referă la limbajul lui Dante, se referă la limbajul vechilor scripturii. Sunt multe trimitere acolo care trebuie să înțelese în context și uneori și cu dicționarul alături. Pentru că mai avem puțin timp, o ultimă întrebare. La finalul cărții, ezoterismul creștin, există un mic studiu pe care personal l-am găsit deosebit de interesant și făceați referire puțin mai devreme. Studiul se referă la Sfântul Bernard, un personaj legendar din perioada Cruciadelor, și în acest cadru v-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte privind perioada respectivă, doctrina iubirii atât de prezentă în legendele cavalerești, precum și legătura Sfântului Bernard cu templierii și cu celelalte ordine medievale animate de paza Pământului Sfânt, așa cum spune și autorul într-un capitol din carte. Și aici aș adăuga, pentru că tot vorbeam despre, am pomenit despre legenda Sfântului Graal și despre templieri, o altă carte, noi de altfel am mai realizat împreună un material video pe marginea ei, este vorba despre istoria Sfântului Graal și legendele cavalerești, o carte a lui Joseph Campbell, celebrul antropolog american, publicată în colecția Arhetipa a editurii Herald. Sfântul Bernard de Clairvaux este într-adevăr un personaj magnific din Evul Mediu. A fost aristocrat. René Guénon face o scurtă prezentare a vieții și operei lui Bernard de Clairvaux în această carte, Creștinismul ezoteric. A fost aristocrat, dar s-a dedicat monahismului. A intrat într-un ordin, ordinul cistercian, mi se pare. A devenit întemeitor de mănăstiri,
Dar nu prin aceasta s-a remarcat el în mod deosebit. Era un om deosebit, cu un talent extraordinar de convingere. El a reușit în îndelungata sa activitate să fie mediator în cauze teribil de contondente la vremea respectivă. O să dau un exemplu. A existat o schismă, așa numită schismă papală, început de secolul XII, și el a mediat acest conflict de orgolii, în primul rând, un conflict de interese, pentru că și prinții, regii se interpuneau în lupta dintre cei doi pretendenți la scaunul papal. Reușește de asemenea să întemeieze Ordinul Templier, cum am mai spus, și să-i dea un prim statut. El este, deși era monah, el avea și sânge de cavaler, pentru că venea dintr-o familie nobilă și exista o tradiție acolo. Era un fel de monahul cavaler, el era reprezentantul, era esența vie a acestui monahism care se implica direct în luptele cu necredincioșii. A fost de altfel și inspiratorul celei de-a doua cruciade, care s-a sfârșit prost, adică au fost o serie de înfrângeri militare în sfârșit și el le-a comentat ca fiind cauza păcatelor pe care cavalerii adunați din toată Europa a reușit să adune sub arme cavalerii francezi, germani, italieni, din tot Occidentul. El este, de fapt, în acea epocă, modelul de rege și înalt preot la un loc, adunați într-o singură ființă, descendenți din biblicul Melchizedec. Aceasta a fost reușita lui extraordinară. Are și o operă, o carte, un tratat de considerațiune se numește, adică este un tratat metafizic, un tratat despre modul cum poți să convingi, cum poți să argumentezi, un tratat despre dialectica care se practica în vremea lui. Cartea știu că s-a publicat și în România, din câte mi-aduc aminte, mai de mult. Acesta este Saint Bernard, iar René Guénon găsește de cuvință să-i aloce un întreg capitol în cartea pe care am prezentat-o împreună în această seară. Dragii noștri, am vorbit despre ezoterismul creștin, ordinele inițiatice și simbolismul profund al tradiției creștine de René Guénon, o carte publicată în colecția Filosofia Perennis a editurii Herald. Bineînțeles că în aceeași colecție Filosofia Perennis vă mai recomandăm și cartea Regele Lumii, ezoterismul lui Dante. Iată așadar un subiect extrem de interesant și de incitant. Ezoterismul creștin. A fost alături de noi domnul profesor Vasile Zecheru, coordonator al colecției Arta Regală din portofoliul editurii Herald, căruia îi mulțumim ca de fiecare dată pentru informațiile extrem de prețioase cu care vine înaintea dumneavoastră, dragi cititori. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere, bună seara!